luni, boxerii din loturile naționale ale României, Bulgariei și Republicii Moldova au făcut antrenamente comune. Vineri și sâmbătă pregătirea s-a încheiat cu sparinguri, totul în vederea campionatelor europene care vor avea loc în mai în Belarus. Este extraordinar că am putut să boxăm cu selecționata Republicii Moldova și a Bulgariei. Sunt două echipe redutabile, două echipe care au rezultate afară internațională, au medaliat la mondiale și la europene și chiar la ultima olimpiadă. Avem niște sparinguri, niște meciuri amicale, care SNS se prinde foarte, adică, sportivii în vedere pregătirii către campionatul european. Deci să fie niște meciuri foarte folositoare. Pentru boxerii lotului național antrenat de Marian Simion și supravegheat de Relu Auraș a fost o bună oportunitate de a mai schimba adversarii, asta în condițiile în care în țară fiecare domina autoritar pe categoria lui de greutate. Sunt și adversarii pe măsură, și dar oricum suntem pregătiți și cred că putem să-i batem. Cine sunt cei mai buni, românii, moldovenii sau bulgari? Normal că românii, nu? Cu acești adversari ne găsim și la europenii, cu ei e bine să-i știm. În meciul de astăzi, ce te-a surprins sau ce nu te-a surprins la adversari? Nu m-am așteptat să vei, mă credeam, îl așteptam mai tare. Și a fost mai jos de așteptările mele. E un test foarte bun, e o pregătire foarte bună, noi ne-am pregătit în comun săptămâna asta, am făcut antrenamente comune care au fost extraordinare, organizate foarte bine, le-a plăcut foarte mult la Bacău. Următoarea oprire a lotului național va fi la Brăila pentru noi teste de verificare, după care tricolorii vor pleca la începutul lui mai și până după Paște în Ungaria.